Încă o persoană a fost prinsă drogată la volan. Este vorba despre un tânăr din Drobeta, Turnu Severin, care s-a ales cu dosar penal după ce ieri seară polițiștii l-au oprit în trafic și au descoperit că acesta avea permisul suspendat, dar era și sub influența drogurilor. Ieri seară, în cadrul activităților de monitorizare a traficului rutier, polițiștii biroului rutier l-au oprit pentru control pe un bărbat de 29 de ani din Drobeta, Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului. Aceștia au descoperit că tânărul avea permisul suspendat. Acesta a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv. Polițiștii biroului rutier au depistat în trafic un tânăr de 29 de ani în municipiul Drobeta, Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, având permisul de conducere suspendat. Conducătorul auto a fost testat cu privire la consumul de substanțe psihoactive, rezultatul fiind pozitiv, acesta fiind condus la unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul fără a posedat permis de conducere și sub influența substanțelor psihoactive. S-a întocmit dosar penal și cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.